În seara aceasta vorbim despre slavă. Aș vrea să trec direct la subiect și să vă spun că noi, copiii lui Dumnezeu, care facem parte din Biserica Domnului, Biserica Domnului Iisus Hristos, experimentează și va experimenta patru feluri de slavă, patru dimensiuni ale gloriei divine. Și aș vrea să le menționez cu câteva citate din Scriptură și să înțelegem din start că Dumnezeu ne-a rânduit la slavă. Dumnezeu va aduce mânia Lui pe pământ. Oricât de grele ni se par vremurile, războaie, vești de războaie, chiar prigoniri, pandemii, cium, uragane, cutremure, cataclisme, acestea nu sunt mânia lui Dumnezeu. În Isaia, cuvântul Domnului spune că atunci când va veni ziua Domnului, când va veni mânia adevărată a lui Dumnezeu, rezultatul nu va fi că 18 inși sunt striviți de un turn al Siloamului în Ierusalim sau că niște galileeni zeloți sunt uciși de un detașament militar trimis de Pilat și sângele lor este amestecat cu sângele jertfelor lor. Nu veți auzi de 10-20 de victime ale unui om deranjat mental care intră cu o pușcă într-o școală. Nu veți auzi de 1000 de victime datorită unui cutremur. Biblia spune că atunci când Dumnezeu va clătina pământul și cerurile și toate platformele omenești și zidirile omenești vor fi zgâlțuite din temelii de mâna lui Dumnezeu, că trebuie să rămână numai ceea ce este de la Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu care nu se poate clătina și pentru care trebuie să fim mulțumitori și mulțumirea noastră să fie o închinare cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Când vine momentul acela, când vine mânia lui Dumnezeu, oamenii vor fi așa de rari pe pământ că dacă ai fi în viață, ai mai mari șanse să dai peste 1000 de aur decât peste un om, decât să întâlnești un om. Spune că oamenii vor fi mai rari decât aurul, mai rari decât aurul scump de Ofir. Repet, după mânia lui Dumnezeu, după dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu, ziua de răzbunare a Domnului, vremurile de astăzi ni se vor părea paradis. Oamenii vor fi atât de rari că vei merge pe pământ și mai repede dai de 1000 de aur, de o bucată mare de aur scump, decât să întâlnești un alt om. Ori pentru vremea aceea a mâniei, Dumnezeu a spus că biserica Lui va fi în slavă. Biserica Lui nu va fi pe pământ atunci. Pentru că ne-a rânduit la slavă și nu la mânie. Ne-a rânduit și la suferințe, ne-a rânduit și la prigoniri. Dar după cum le spunea tesalonicenilor, asta nu e mânia lui Dumnezeu, asta e mânia neamurilor. Și mânia neamurilor este îngăduită pentru o vreme, ca să se întâmple două lucruri. Neamurile să umple paharul judecății lui Dumnezeu, iar biserica să umple paharul izbăvirilor
și să-și strângă o comoară veșnică de slavă. Mărit să fie în numele Domnului. Care sunt însă cele patru dimensiuni ale proslăvirii pe care Biserica Domnului Iisus Hristos le va experimenta? Prima dintre ele deja o experimentăm. Este slava înfierii, nu a învierii, a înfierii. Apostolul Pavel spunea în Romani că Israelul, e adevărat, a avut promisiunile, înfierea, ei au fost considerați poporul lui Dumnezeu, legământul, făgăduințele, toate au fost ale lor. Noi, spune Apostolul Pavel, în Efeseni, în vremea aceea, eram străini de aceste legăminte, eram fără Hristos, fără viitor, fără nădejde. Acum, ceea ce s-a întâmplat? Dumnezeu a adus un nou legământ. Sunt mai multe legăminte pe parcursul istoriei. A fost legământul adamic, al binecuvântării prin procreere, umplerea pământului, moștenirea pământului. Apoi a fost legământul lui Noe, legământul noahic, al salvării din potop și al perpetuării din nou a umanității. A urmat legământul avramic, care a însemnat nașterea națiunii Israel. După legământul avramic a fost legământul mozaic, prin care Dumnezeu a dat poporului său legea prin Moise. După legământul mozaic a fost legământul monarhic sau davidic, prin care Dumnezeu a instituit tronul, adevăratul tron al împărăției lui Israel, care va fi ocupat de Domnul Iisus Hristos. După David a instaurat legământul profetic prin Ilie, reprezentantul profeților. De aceea Moise și Ilie sunt văzuți la schimbarea la față, reprezintă legea și prorocii. Prorocii care au făcut ca țintă a cercetărilor lor stăruitoare vremea Domnului Iisus Hristos. Pentru că urmează legământul mesianic. Legământul mesianic prin care harul și mântuirea sunt oferite întregii lumi și nouă neamurilor. Va mai fi un legământ. Legământul cu moartea, legământul lui Anticrist, pe care Israelul îl va accepta. Și spuneau ei, spune profetul Isaia, când vor veni apele năvălitoare, nu ne vor nimici, pentru că noi am făcut un legământ cu moartea, la temelia căruia stau minciuna și neadevărul. Și Domnul spune, vă spun eu, când vor veni apele năvălitoare, vă vor nimici, de aceea nu va rămâne din Israel în timpul necazului lui Iacov decât o rămășiță și doar rămășița va fi mântuită. Acestea sunt legămintele Scripturii. Legământul Domnului Iisus Hristos, legământul mesianic, ne-a fost oferit să facă din noi împărăția lui Dumnezeu. Dar nu o împărăție ca celelalte împărății. Domnul Iisus spunea, împărăția lui Dumnezeu nu poate fi arătată că este aici sau este acolo, ca toate celelalte împărății. Granițele ei nu sunt trasate pe o hartă a lumii, ci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Mai mult decât atât,
Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Lăudat să fie Domnul! Asta este împărăția lui Dumnezeu. Însă pentru ca noi să beneficiem de împărăția lui Dumnezeu, a fost necesară o transformare radicală în lăuntrul nostru. Pentru ca poruncile lui Dumnezeu să nu fie scrise pe niște pietre, ci în inima noastră, inimile noastre să fie tăiate împrejur și astfel să fim părtași legământului mesianic. Dragii mei, când Nicodim s-a dus la Domnul Iisus Hristos și dorea împărăția lui Dumnezeu, Nicodim a fost unul dintre fariseii sinceri, dintre liderii de atunci care au avut pe inimă împărăția lui Dumnezeu, care au căutat împărăția lui Dumnezeu și Domnul îi spune: adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, cu niciun chip nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă nașterea din nou? Nașterea din nou înseamnă că noi suntem corupți și suntem iremediabili. Trebuie să o luăm de la capăt. Nu poate fi nimic renovat. Nu poate fi nimic cosmetizat. Iertați-mă, îmi dă dreptul Scriptura să spun că sunt foarte mulți creștini machiați în Biserica Domnului Iisus Hristos. Tencuiți, au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Sunt membri în bisericile noastre, dar nu sunt născuți din nou. De aceea spunea Ioan în prima sa epistolă: ei au fost printre noi, dar nu erau de-ai noștri. Pentru că n-au experimentat această transformare radicală din temelii. De ce este necesară această transformare? În 1 Corinteni, capitolul 15, ni se spune cum a reușit diavolul să ne nenorocească. Omul n-a fost făcut să moară. Omul a fost făcut să trăiască și să trăiască veșnic. Dar diavolul a vrut să-l omoare și să-l distrugă. Și în 1 Corinteni 15 ni se spune că a reușit să aducă moartea, nenorocirea omului, pentru că prin teama, frica morții ne-a supus, ne terorizează. Moartea nu e prietenul tău, moartea este dușmanul tău. Și Biblia spune că e ultimul dușman pe care Hristos îl va lua împreună cu locuința ei și îl va arunca în iazul de foc. Ei, prin moarte ne terorizează, prin moarte ne limitează orizontul să nu vedem dincolo de aici și acum. Moartea este ceața dincolo de care oamenii nu văd împărăția lui Dumnezeu. Ori, în momentul în care a intrat păcatul, că păcatul este boldul morții, moartea este ca o viespe. Eu am, acum zic de albine, am văzut albine care și-au consumat acu și dacă veneau să te înțepe, nici atunci nu luai albina să o ții în mână, dar te fereai de ea, dar nu te mai speriai. Cum nu te sperii de somn? Te duci seara. Eu când eram tânăr am crezut că somnul este pierdere de timp, irosirea vieții. Steam noaptea și citeam. Mi-am dat seama că e și somnul bun de ceva. Nu ne e frică de somn. Ne ducem seara la culcare și ne culcăm că știm sigur că a doua zi ne trezim. Sau cel puțin avem impresia că o să ne trezim. Dragii mei, acul cu care moartea ne-a putut înțepa, altfel n-avea nicio putere asupra noastră. N-am fost creați ca să fim tributari morții, să fim supuși morții. Acul cu care ne-a înțepat satana, ca să intrăm
sub autoritatea morții a fost păcatul. Și când păcatul ne-a contaminat, el s-a perpetuat din generație în generație. În păcat m-a zămislit mama mea. Acum, când omul a fost creat, a fost îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu. Când omul a păcătuit, a fost dezbrăcat de slava lui Dumnezeu. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de un episod tragic în istoria poporului Israel atunci când chivotul a plecat în captivitatea filistenilor, când Eli a murit, când fiii lui au murit, când națiunea Israel a fost înfrântă? O femeie, soția lui Phineas, a născut un copil de parte bărbătească. Dar l-a născut într-un moment de agonie teribilă, pentru că socrul ei, soțul ei, cumnatul ei, toată conducerea și administrativă și spirituală a lui Israel din vremea respectivă a fost distrusă. Și când l-a născut pe copilul acela de parte bărbătească înainte de moartea ei, n-a mai putut să facă altceva decât să-i dea nume. Și l-a numit Icabod, care înseamnă nu mai e slavă. Se referea la faptul că a fost luat chivotul în captivitate. Dragii mei, chivotul a fost luat în captivitate și nu mai era slavă, pentru că a intrat păcatul în familiile lui Israel. A ajuns păcatul până la ușa cortului întâlnirii. Și unde e păcat, nu e slavă. Noi am vrea slava lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar să știți, slava lui Dumnezeu și sfințenia sunt un tot unitar indisolubil. Unde este slavă, trebuie să fie sfințenie, și unde este sfințenie, este slava lui Dumnezeu. A citat fratele Dănuț mai devreme despre biserica aceasta, fără pată și zbârcitură, și spune acolo că Domnul Iisus Hristos vrea să înfățișeze această biserică slăvită. E slăvită pentru că n-are pată și zbârcitură. Cea mai mică pată și cea mai mică zbârcitură gonește slava lui Dumnezeu. Probabil că ar trebui de multe ori și noi să ne lamentăm și să întrebăm unde este slava lui Dumnezeu atunci când ne simțim secătuiți de putere, atunci când venim la biserică și parcă tragem o barcă pe uscat. Știți de ce nu este slavă? Nu vă uitați la pastor, nu vă uitați la predicator, nu vă uitați la cântăreți. Uitați-vă la ceea ce ați făcut săptămâna trecută și cum ați trăit și cât de aproape ați fost de Domnul. Pentru că este foarte posibil ca fiecare dintre noi și toți să fi dat slava lui Dumnezeu afară din biserică. Luni și marți și miercuri și joi și vineri și sâmbătă. Și pe urmă să venim și să ne mirăm, crezând că o predică sau o cântare poate să coboare slava lui Dumnezeu. Poate! Dar doar atunci când neprihăniților le șade bine cântarea de laudă. În mijlocul acelor laude se coboară Dumnezeu. Pentru ca să avem din nou slava lui Dumnezeu, trebuia rezolvată problema păcatului. Și problema păcatului a fost rezolvată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care a luat păcatele noastre asupra Lui și a transferat haina neprihănirii sale asupra noastră, care ne-a dat o nouă identitate,
Citesc câteva versete. Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Țineți minte cuvântul în locurile cerești. Acolo sunt binecuvântările noastre. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pentru ca să se arate slava Sa, am fost înfiați și înfierea este prin nașterea din nou. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Și acum vă rog să observați ecuația biblică din Efeseni, din toată cartea scrisă de Pavel bisericii din Efes. Binecuvântările sunt date în locurile cerești. Ce s-a întâmplat după căderea îngerilor păzitori, care și-au părăsit locuința și care stau legați în lanțuri pentru judecata de apoi? În jurul pământului s-a instalat o pătură groasă de demoni, care încearcă să separe pământul de binecuvântările lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu. De unde știu că este această pătură groasă? În cartea lui Daniel citim că atunci când Dumnezeu a trimis un răspuns pentru profetul său, pentru Daniel, prin arhanghelul Gavril, el a fost împiedicat 21 de zile, n-a putut să treacă de pătura aceasta groasă demonică, împotriva lui a stat un înger demon așa de puternic că nu a putut trece de el. Este vorba de Duhul Căpeteniei Persiei. Un înger foarte puternic. Există mai multe metode de a opera în spațiul spiritual a împărăției celui rău. Există demoni foarte puternici sau există legiuni de demoni. Așa cum s-a întâmplat cu îndrăcitul din Gadara. Lucrează fie prin demoni foarte puternici, fie printr-o mulțime de demoni, dar împărăția Întunericului nu are resurse nelimitate. Gândiți-vă că dacă ar avea resurse nelimitate, pe toți oamenii din lume care zac în cel rău, i-ar poseda satana și le-ar răpi identitatea. Nu pot lucrul acesta. Și atunci, nu lucrează doar prin posedare. Cazurile de posedare sunt foarte rare. Lucrează prin o presiune care duce la depresie, care duce la chin spiritual, exact cum s-a întâmplat cu Saul, care era chinuit de un duh rău, sau prin influență demonică, sugestii. În mintea și în gândirea noastră, cum s-a întâmplat cu David, pe care Biblia spune că l-a ațățat, l-a instigat satana să facă numărătoarea poporului și să nu o facă după rândul el. Și a tras pedeapsa lui Dumnezeu. Ei, în jurul pământului este o pătură groasă demonică. Atunci când spune Biblia că Hristos a străbătut cerurile în evrei, ca să vină pe pământul acesta, a fost adus prin puterea Duhului Sfânt, care a penetrat, care a creat un culoar, a străbătut prin pătura aceasta groasă și a ajuns în lumea noastră. Și acum ascultați. De la versetul 17, Efeseni 1 cu 17, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți, ajungem și acolo, și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, puterea Lui Dumnezeu, care a penetrat această pătură de întuneric,
După lucrarea puterii tăriei sale, pe care a desfășurat-o în Hristos Iisus prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos este în locurile cerești de unde ne vin binecuvântările, tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Dar acum ascultați. L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare. Unde este pătura de demoni? Din locurile cerești. Este sub picioarele lui. Pătura demonică este în locurile cerești, pentru că ascultați ce spune Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ba, să nu vă speriați că acolo nu-i Babilonie. Este pătura din locurile cerești a demonilor. Hristos a fost așezat deasupra în urma învierii pentru că e biruitor și pentru că este stăpân. Acum ne întoarcem la Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Erați prizonieri în această închisoare, învăluită în pătura de întuneric, care învelește pământul, care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei, eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, sub mânia lui Dumnezeu, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Specific, nu vorbim de viața veșnică în urma învierii trupului. Aia e o altă slavă. Aici e slava înfierii. Ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună. Păi noi n-am avut parte de învierea de la răpire, nu? Este vorba de învierea nașterii din nou. E vorba de învierea înfierii. E vorba de înfierea spirituală. Ne-a înviat împreună și ascultați, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, dar în Hristos Iisus. Acum, de aceea avem acces la har și la tronul de îndurare și de milă a lui Dumnezeu. De aceea avem intrare în Sfânta Sfintelor. De aceea rugăciunile noastre nu sunt împiedicate de demoni, sunt împiedicate de noi, dacă nu ne sunt mâinile curate. Pentru că noi nu mai suntem în interiorul acestui închisori întunecate, ci prin înfiere am fost așezați în Domnul Iisus Hristos, în locurile cerești, și dacă El e deasupra, și noi suntem deasupra, lăudați să fie Domnul. Știți de ce suntem mai mult decât biruitori? Orice comandant, când merge la război, speră să câștige războiul. Noi nu sperăm, noi suntem siguri că vom câștiga războiul.
Bătălia a fost câștigată de Domnul Iisus Hristos. Știți că una dintre strategiile de esență ale războiului este să lupți de sus în jos. De aceea au inventat aviația. Foarte important să nu lupți de jos în sus. De asta cetățile erau greu de cucerit, pentru că trebuia să urci de jos în sus. Și apărătorii cetății luptau de sus în jos. Cetățile erau cucerite pentru că resursele din cetate erau limitate. Și când se epuizau, cetatea trebuia să capituleze. Dragii mei, noi luptăm de deasupra, luptăm împreună cu Hristos și suntem în Hristos pentru că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, de aceea suntem biruitori și ascultați că vorbim de biserică. Tot în Efeseni, capitolul 3, de la versetul 8. Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestez neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, duhurile răutății, împărăția întunericului, să vadă slava lui Dumnezeu în biserica răscumpărată prin jertfa lui Hristos, formată din copii ai lui Dumnezeu, regenerați, născuți din nou, înviați duhovnicește. Ascultați ce spune în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Putem să o privim pentru că am fost curățiți de păcatele noastre. Și acum ascultați. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Care este opera Duhului Sfânt în viața noastră? Să ne transforme din ce în ce mai mult și slava lui Dumnezeu în noi să fie din ce în ce mai strălucitoare, chipul nostru să fie din ce în ce mai asemănător chipului Domnului Iisus Hristos. Aceasta este slava înfierii pe care o aduce înfierea în viețile credincioșilor. A doua slavă este slava învierii. Citeam din 1 Corinteni, capitolul 15, în versetul 19 spune: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni, sau dintre toți oamenii. Nădejdea noastră este nădejdea vieții veșnice. În Evrei 11:35 spune: femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Mă opresc un pic. Cred că fiecare dintre noi am fost la un moment dat izbiți de tragedia unei familii, o mamă care a plecat la Domnul, a lăsat în urmă copii orfani, un tată, un accident unde ambii părinți au murit, sau poate unul dintre părinți și copii. De obicei, asemenea tragedii strâng mulți oameni zdruncinați sufletește. Uneori ne întrebăm, de ce nu vedem învieri din morți? Am auzit despre oameni care în disperarea lor s-au rugat ca Dumnezeu să le învie soția, soțul, copilul, părintele, mama. Nu îi condamnăm și nu îi judecăm, pentru că oamenii trec prin traume teribile. Și nu toți sunt la fel de tari. Dar ascultați.
o să vină o zi în care am să fiu așezat într-un sicriu. Și pentru că atunci nu o să mă mai întrebe nimeni, am să răspund acum. Nu vreau să fiu înviat și să ies din sicriul ăla. Nu vreau învierea lui Lazar. Ar fi o pacoste. Cine vrea să moară de mai multe ori? Lazar a înviat, dar pe urmă a trebuit să moară din nou. V-ar place să muriți de două ori? Păi ai scăpat odată, frate. Lazar a înviat pentru că a fost prietenul Domnului Iisus Hristos și s-a folosit de el ca să-și dovedească puterea. Și să nu mai poată spune bogatul din chin că nu întâmplător l-a chemat Lazar pe săracul de la poarta lui, că trebuie să vină cineva înviat din morți ca să se pocăiască oamenii. Că a venit Lazar și tot nu s-au pocăit, au hotărât să-l omoare pe Domnul. Dar eu nu vreau o astfel de înviere. Poate că s-ar bucura soția mea și copiii mei, poate mulți alții, poate că la unii le-ar părea rău. Nu vreau învierea aia. Semnez acum să nu mi-o dea Dumnezeu, cum femeile acestea au spus. Noi vrem. Vrem o înviere mai bună. Eu vreau învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că Hristosul înviat nu mai moare. Asta e învierea pe care o dorim. Și asta este învierea aducătoare de slavă. Lazar a înviat. Și acolo s-a arătat slava lui Dumnezeu, dar Lazar a obosit, a flămânzit, a mai plâns. Lazar s-a mai îmbolnăvit. Lazar a avut o viață normală și după aceea până când a plecat la Domnul iar. Dar la învierea morților, când va suna trâmbița, ascultați ce spune în 1 Corinteni, capitolul 15. De la versetul 42. Așa este învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă. Vreau un trup ca trupul Domnului Iisus Hristos după înviere, că tot în 1 Corinteni 15 spune că El este pârga celor adormiți. Care sunteți mai în vârstă și veniți din România, știți ce înseamnă pârgă. Știți că într-un pom, când aștept să se coacă roadele, e un rod sau câteva care o iau înaintea celorlalți. Și alea sunt pârgă. Rodul care se coace primul. Când se coace primul rod, știi că urmează să se coacă toate celelalte. Am o veste bună pentru dumneavoastră, care sunteți bolnavi, care v-ați îngropat pe cei dragi. Primul rod s-a copt. Primul rod a înviat. Aleluia. Și dacă Hristos a înviat, trupurile noastre, da, sunt muritoare, dar și noi vom învia. Pentru că suntem în pomul măreț al rodului divin. Slava învierii. În al treilea rând, slava întronării. Există o a treia slavă pe care ne-o dă Domnul, nu numai că ne înfiază și aduce slava lui Dumnezeu în sufletele noastre, nu numai că ne învie și aduce slava lui Dumnezeu în trupurile noastre muritoare, dar ne așează pe tron să împărățim împreună cu El. Cuvântul Domnului spune în 2 Timotei 2 cu 10, de aceea rap totul pentru cei aleși ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, asta înseamnă suntem înfiați,
Am murit împreună cu El înseamnă firea noastră pământească a fost răstignită, asta înseamnă suntem născuți din nou, vom și trăi împreună cu El. Versetul 12, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dar dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dragii mei, atunci când vine domnia lui Hristos pe pământ, chiar v-ați întrebat vreodată de ce nu începe direct slava veșnică? De ce trebuie să vină Hristos pe un pământ depopulat, doar o rămășiță a lui Israel, coboară cu biserica sa și începe domnia de 1000 de ani pe un pământ restaurat, unde nu mai există deșert, unde nu mai există război, unde nu mai există foamete, nu mai există lacrimi și frunzele pomului vieții sunt farmacia lui Dumnezeu pentru neamuri, ca să se vindece și să trăiască mult, o longevitate probabil ca cea înainte de potop. De ce face Dumnezeu lucrul ăsta? Că putea să înceapă eternitate. Sunt aproximativ, cel puțin eu am găsit vreo 8 motive, dar nu iau timpul cu toate, câteva doar vreau să le menționez. Mai întâi, Dumnezeu își demonstrează intenția, dorința lui inițială atunci când a creat pământul. Vrea să le arate la oameni, după ce îl leagă pe Satana și îl ține în adânc 1000 de ani, cum ar fi arătat pământul și cât de frumos ar fi fost dacă primii oameni ar fi ascultat de Dumnezeu și nu de șarpe. Le arată o lume de prosperitate, de longevitate, de sănătate, de abundență, de frumusețe, climă perfectă, totul e perfect pentru că Hristos e în lume și unde e Hristos Domn, toate lucrurile sunt perfecte. N-are cum să fie ceva nepotrivit. În al doilea rând, acolo se produce pentru prima dată înfrățirea între Israel și biserică. Dragii mei, știu că sunt în Italia, în patria doctrinei substituirii, că Israelul a fost lepădat pentru totdeauna și Pavel spune să nu fim aroganți. Că asta înseamnă, fraților, să nu vă credeți singuri înțelepți. Știți ce îl caracterizează pe un om care se crede singur înțelept? Aroganță. Să nu fiți aroganți, să credeți că Dumnezeu a lepădat pe poporul său pentru totdeauna. L-a lepădat, dar nu pentru totdeauna și înființarea lor din nou va fi ca o înviere din morți. Dar, când a venit Domnul Iisus Hristos, a venit la ai săi, ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, în fiere. Acum, Israel este încă în întuneric. Doar citesc versetele ca să câștigăm timp. Apostolul Pavel spune următorul lucru. Chiar dacă și-l citează pe Isaia, chiar dacă Israelul ar fi ca stelele de pe cer și ca nisipul de pe marginea mării, doar o rămășiță va fi mântuită, pentru că trebuie să primească pedeapsă pentru respingerea Domnului Iisus Hristos. Acum, ei ne cred rătăciți. Sincer, ne cred rătăciți pentru că pe Hristos l-au considerat un impostor. Ei nu sunt frați cu noi. Ba chiar ne detestă, deși se folosesc de dragostea noastră. Însă ascultați, noi îi iubim și îi susținem prin credință, pentru că prin credință știm că sunt frații noștri. Ei nu văd asta deocamdată, dar vor vedea într-o zi. Ascultați ce spune în Apocalipsa, capitolul 12. În Apocalipsa, capitolul 12, biserica este deja răpită. De ce? În primul rând, pentru că a sunat trâmbița a șaptea și în 1 Corinteni 15 spune
că la cea din urmă trâmbiță, singura înșiruire de trâmbițe escatologice în Biblie este în Cartea Apocalipsei. A șaptea trâmbiță în capitolele 10 și 11. Și acum ascultați. Copilul de parte bărbătească este răpit la Dumnezeu. Cine este copilul de parte bărbătească? Este Hristos și biserica. Pentru că Biblia spune că în timpul domniei de 1000 de ani, cârmuitor va fi un copil cu un toiac de fier. Hristos e capul bisericii. Niciodată Hristos nu va fi separat de biserică spirituală acum și fizic după răpire. Vom fi întotdeauna cu Domnul, spune Pavel în Tesaloniceni. Răpirea copilului reprezintă răpirea bisericii. Diavolul se aruncă împotriva femeii și anume împotriva rămășiței ei, cu care face război 3 ani și jumătate. Însă, un alt lucru care se întâmplă în Apocalipsa 12, Arhanghelul Mihail îl dă jos pe Satana din cer. Accesul diavolului în cer este anulat. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 10 din Apocalipsa 12. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Vine domnia de 1000 de ani. Pentru că pârâșul fraților noștri, glasul acesta nu mai e glasul bisericii, este glasul Israelului mântuit, este glasul rămășiței mântuite, este glasul celor 144.000, 12.000 păstrați puri genetic din fiecare seminție, care vor reprezenta baza genetică a repopulării țării Israel și a înmulțirii și împlinirii făgăduințelor făcute lui Avram, că Israelul va fi cea mai mare națiune, cea mai puternică națiune și că din mijlocul lor va împărăți Hristos. Atunci se împlinesc aceste făgăduințe. Pârâșul fraților noștri, în sfârșit, la răpirea bisericii, Israelul își dă seama, realizează că Hristos este mântuitorul lor și că biserica sunt frații lor, pârâșul fraților noștri, care zi și noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Și acum, ca să fim siguri că e vorba de biserică, ei, frații noștri, l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte, prigoana globală. Aceasta este slava împărăției, a întronării bisericii. În Apocalipsa spune cuvântul Domnului că ei au înviat și au împărățit împreună cu Hristos 1000 de ani. Israel și biserica devin din nou frați. Ca să se împlinească Efeseni capitolul 2, unde spune că prin Hristos s-a făcut pace între cei doi. Nu între om și Dumnezeu, că spune Biblia că i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu. Este vorba de Israel și de neamuri. Acum suntem frați de drept, dar încă nu de fapt, pentru că ei nu ne recunosc frați. Atunci vom fi și de drept și de fapt. Iată de ce, stimați frați, ascultați. Știu că Israelul este un stat secular și încă n-au adus roadele cuvenite, de-aia le păda Dumnezeu acum 2000 de ani. Dar biserica formată din oameni duhovnicești privește duhovnicește lucrurile. Antisemitismul și creștinismul n-au nimic de a face una cu alta. Adevărații creștini iubesc necondiționat Israelul prin credință. Susțin Israelul. Nu vorbesc împotriva lui Iacov. Iacov nu era perfect. Fusese un înșelător.
Îi făcuse rău fratelui său, îl păcălise. Îl păcălise și pe socrul lui. Și niciunul nu s-a putut atinge de el. Ba chiar lui Laban i-a spus într-un vis: nu numai să nu-i faci niciun rău lui Iacov, să nu spui nicio vorbă rea lui Iacov. Mi-aduc aminte de tatăl meu, care atunci când auzea că e război în Orientul Mijlociu, că sunt probleme în Israel, se ruga și plângea. Și îl întrebam: de ce plângi? Zice: e poporul Domnului, tată. Ei nu știu, dar vor ști. Domnia de 1000 de ani este momentul restaurării relației dintre Israel și biserică. În al treilea rând este justificarea dreptății divine. Știți de ce? Pentru că mulți spun: dacă eu aș fi fost în locul lui Adam și Eva, eu nu mâncam din fructul oprit. După 1000 de ani de prosperitate, de pace, de sănătate, nu sunt oameni care mor în războaie, nu sunt oameni care mor în cataclisme, nu sunt oameni care mor de foame. E perfect pe pământ, exact cum promit politicienii, exact cum ar vrea să fie. Vine anticrist cu promisiunile astea și aduce 7 ani de nenorocire și de distrugere. Vor zice pace și liniște și o prăpădenie neașteptată va veni peste toți locuitorii pământului. Și vine Hristos și le dă un imperiu de 1000 de ani de pace și prosperitate. Și când se termină 1000 de ani, e dezlegat Satana, vine, îi înșală și se urcă toți pe munții lui Israel ca să se lupte cu Hristos și să se răzvrătească împotriva lui Hristos. Și atunci iese un foc dinaintea lui Dumnezeu și îi mistuie pe toți. De asta în ziua judecății nimeni nu o să poată să deschidă gura înaintea lui Dumnezeu. Domnia de 1000 de ani justifică mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Îi dă dreptate lui Dumnezeu în tot ceea ce a făcut în istorie. Și în fine, că aici am vrut să ajung, este afirmarea bisericii. Este proslăvirea bisericii în fața tuturor neamurilor. În momentul în care noi vom fi stăpânitori împreună cu Hristos și vom domni împreună cu Hristos și ne va da cetăți și ne va da domenii de autoritate ca să vadă toate neamurile că cei pe care i-au marginalizat, cei pe care i-au persecutat, cei pe care i-au batjocorit, cei pe care i-au înjosit și cei pe care i-au chinuit, i-au maltratat și i-au ucis, sunt adevăratul popor al lui Dumnezeu. În timpul domniei de 1000 de ani, biserica este proslăvită înaintea lumii și înaintea universului. După care urmează slava finală, slava moștenirii. Am citit deja în Efeseni că suntem și moștenitori ai slavei lui în veșnicie. Că după domnia de 1000 de ani, vine judecata și vine veșnicia. Și dumneavoastră veți spune: aș vrea să ajung și eu în slava aia minunată. Aș vrea să am și eu moștenirile acelea. Și eu aș vrea să spun că există o picătură din acea slavă pe care Dumnezeu ți-o dă acum. Tot în Efeseni, capitolul 1, spune că ne-a dat arvuna Duhului Sfânt. Arvuna Duhului Sfânt este, vedeți, când cumperi o proprietate, dai niște bani mai înainte, sau când oferi o moștenire, dai o parte din ea acum, ca moștenitorul să știe că moștenirea e reală. Sau să știe vânzătorul proprietății că omul ăsta are capacitatea de a-i plăti prețul. E o arvună. Îi dai o parte din prețul total ca să-l convingi că valoarea pe care o achiziționează este acolo. Pentru ca Dumnezeu să ne convingă
că există o moștenire veșnică în slavă, ne dă o parte din această slavă atunci când suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, când experimentăm plinătatea Duhului Sfânt, atunci când experimentăm darurile spirituale, aș vrea să spun că o parte din moștenirea aceea veșnică o poți avea acum. Mă rog ca Domnul să-și umple biserica cu Duhul Sfânt și mă rog ca Domnul să ne facă parte de slava sa. Toți care suntem aici să avem slava în fierii sale. Hristos în voi, nădejdea slavei, s-a citit mai devreme. Unde e Hristos, e slava lui Dumnezeu. Hristos în noi, slava lui Dumnezeu în noi. Slava învierii. Dacă Duhul, că am vorbit de Duh, dacă Duhul lui Hristos locuiește în voi, trupurile voastre, da, sunt muritoare. Dar veți învia datorită Duhului lui Hristos care este, care locuiește în voi. Slava înfierii, slava învierii. Slava încoronării sau întronării, atunci când vom domni cu Hristos 1000 de ani pe pământ, să vadă universul. Cine este mireasa aleasă? Acelui mai frumos, acelui mai măreț. Și apoi, slava veșnică, care nu se va mai termina niciodată și din care avem deja o picătură minunată în noi. Domnul să fie slăvit în viețile noastre. Amin.